plinătatea Duhului Sfânt. Am văzut până aici că sufletul este convins cu privire la păcat, apoi născut din nou, botezat, pe pecetuit și locuit de Duhul Sfânt. Toate acestea nu sunt decât debutul vieții cu Dumnezeu, viață care trebuie dusă la maturitate și de desăvârșire, lucru care se realizează prin umplerea constantă cu Duhul Sfânt. Idealul divin este nu numai de a primi Duhul Sfânt, ci și de a fi plini de el. Ilustrație. Compară un pahar cu câteva picături de apă în el cu un pahar plin de apă. Duhul Sfânt nu poate să-și îndeplinească perfect lucrarea în inima omului pe care nu o umple, nu o stăpânește complet. Importanța umplei și plinătății cu Duhul Sfânt. Un adevăr ignorat. Domnul Isus vestește mai dinainte plinătatea. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, a doua parte a versetului 10. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 14. Oricine va bea din apa pe care o voi da eu, în nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Primii ucenici erau toți umpluți cu Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis. Alte texte. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta: Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 17. Anania a plecat, și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Isus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 24. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Dumnezeu poruncește tuturor credincioșilor să fie plini cu Duhul Sfânt. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duhul. Avem aici două porunci. Nu vă îmbătați și fiți plini. Din clipa în care Dumnezeu și-a făcut locuință în noi, El dorește să ne ocupe în întregime, pentru că numai așa ne poate sfinți, elibera și transforma după chipul său. Dacă dorim să placem lui Dumnezeu, și să cunoaștem adevărata viață creștină, să ne supunem poruncii sale categorice: Fiți plini de Duhul. Ce înseamnă a fi umplut cu Duhul Sfânt? Fiind umpluți cu Duhul, nu vrea să însemne că noi avem mai mult Duh Sfânt la dispoziția noastră, ci din potrivă. Că El are mai mult din noi și ne ține în întregime la dispoziția sa. Duhul Sfânt acționează în noi ca o forță invadatoare. El ocupă imediat orice loc din ființa noastră pus la dispoziția sa. Domnul Iisus compară Duhul Sfânt cu un izvor, cu o apă care inundă inimile noastre și le umple până la refuz. Duhul în noi Va îndepărta toate piedicile și va învinge orice împotrivire, dar nu va acționa niciodată împotriva voinței noastre pe care o respectă. Dacă ne împotrivim Duhului Sfânt, El se va întrista și va înceta să se manifeste. Dacă însă ne predăm lui în întregime, El ne va umple imediat. Ce trebuie să facem pentru a fi umpluți de Duhul Sfânt? Sfânta Scriptură menționează patru condiții esențiale. Trebuie să mărturisim lui Dumnezeu orice greșeală conștientă și să ne lăsăm purificați de sângele Domnului Isus. Duhul este sfânt. Cel mai mic păcat îl întristează și îl împiedică să se manifeste. Duhul nu ne va umple decât dacă a încetat să fie întristat și dacă inima noastră este purificată de orice nelegiuire prin credința în sângele Domnului Isus Hristos. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Trebuie să însetăm, dorim Căutăm plinătatea Duhului. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 37 la 39. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Multe persoane, așa zis credincioase, nu au nicio sete spirituală. Ele sunt foarte mulțumite de credința lor, de cucernicia lor, de starea lor. Ele se bazează pe experiențele trecutului, convertire, botez și uită că nașterea din nou este doar începutul, primul pas al vieții creștine și că ar trebui să urmeze creștere, maturizarea și sfințirea permanentă. Plinătatea Duhului este dată doar a celora care însetează. Prin urmare, avem noi o sete după sfințenie, victorie și belșug duhovnicesc? dorim noi o viață creștină care să nu fie făcută numai din suișuri și coborâșuri, din căderi repetate? Însetăm noi după a fi plini de Hristos? Trebuie să ne predăm Lui fără rezerve și să-i deschidem influenței sale ființa noastră întreagă. Dumnezeu dorește să ne umple cu Duhul Său, dar nu poate fi umplut decât Cel ce este gol. Fără îndoială, dacă suntem convertiți, Duhul Sfânt ocupă un anumit loc în noi. Dar oare i-au fost deschise toate cămările ființei noastre? Rugăciune! Doamne, mă predau ție în întregime, așa cum sunt. Vreau să plătesc prețul și să-ți fiu supus oricât ar costa. Doresc să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 6, versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi și vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. În fine, trebuie să credem că Dumnezeu ne-a umplut cu Duhul Său dacă am împlinit primele trei condiții, mărturisirea greșelilor, setea după plinătate și predarea pe altar. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Plinătatea Duhului nu este rodul eforturilor noastre, ci darul lui Dumnezeu. Așa cum iertarea o primim imediat ce ne pocăim, tot așa, instantaneu, suntem un plus cu Duhul dacă îndeplinim condițiile de mai sus și credem în Harul Divin. Martei Domnul Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 40 câteva observații. Duhul Sfânt poate umple o inimă dintr-o dată. Un studiu al cazurilor din faptele apostolilor ne va face să înțelegem că primirea plinătății Duhului este instantanee în fiecare caz. Nici într-un caz ucenicii nu s-au luptat. Un credincios poate fi umplut cu Duhul fără să știe aceasta neapărat. După cum există persoane născute din nou care nu cunosc adevărul dogmatic al nașterii din nou, tot așa pot exista persoane pline de Duhul Domnului fără să realizeze neapărat aceasta. Alt exemplu, dragostea din tâi. Plinătatea Duhului poate fi pierdută, dar și regăsită. Viețile noastre nu sunt lineare. Dacă conștientizăm că am coborât că am pierdut dragostea din tâi, să urmăm instrucțiunile mai sus amintite. Biblia confirmă că poți fi umplut cu Duhul Sfânt de mai multe ori. Pentru a păstra plinătatea Duhului trebuie să întoarcem în spatele răului sub toate formele lui, să punem capăt vieții carnale și să trăim sub influența Duhului pe calea Duhului. Un om plin de Duhul Sfânt nu este un om perfect. Idealul este să ajungem cu toții la măsura staturii plinătății lui Hristos. Dar acest scop nu-l vom atinge decât în glorie. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. La starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Omul plin de Duhul Sfânt tinde spre desăvârșire, creșterea lui este zilnică, victoria este progresivă. Rezultatele plinătății Duhului Sfânt. Nu există vreun domeniu al vieții, al vieții Duhovnicești care să nu fie influențat de Duhul Sfânt atunci când îi se permite plinătate în viețile noastre. Iată câteva rezultate. Viața din belșug, în locul unei vieți strâmbe, slabe, vegetative, jalnice, omul primește o viață puternică, armonioasă, sigură, care se dăruiește. Sfințirea! Domnul ne eliberează de legea păcatului și a morții, și produce în noi roada Duhului, dragoste, bucurie, pace. Putere! Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Putere de mărturie, putere împotriva ispitelor, putere în încercări și martiraj. Glorie! Primul scop al plinătății Duhului Sfânt este glorificarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Concluzie. Acum realizăm necesitatea și posibilitatea plinătății Duhului. Înțelegem că fără această plinătate suntem căldicei și fără vigoare. Realizăm că dacă nu ne umple Dumnezeu inima, ne -o umple altul. Necesitatea umplerii cu Duhul Sfânt ne este amintită și de pilda celor zece fecioare. Suntem plini de Duhul Domnului?